Postul de televiziune ITV a atacat în judecată Comisia pentru Situații Excepționale, care i-a suspendat licența de emisie la 30 octombrie, alături de alte 5 posturi TV. Potrivit avocatului care reprezintă interesele televiziunii în instanță, Alina Palii, CSE a admis numeroase încălcări, iar apărarea intenționează să abordeze în detaliu fiecare aspect. Avocata Alina Palii susține că este gata să demonstreze în instanță că membrii CSE au admis mai multe încălcări, depășindu-și astfel atribuțiile. Suntem încrezători că justiția va vedea toate încălcările grosolane comise de către membrii Comisiei pentru Situații Excepționale atunci când au dispus suspendarea licenței ITV, pentru că aceștia și-au depășit atribuțiile într-un mod grosolan. Deși în țară a fost declarată stare de urgență, aceasta nu prevede în niciun fel încetarea activităților media. În același timp, Alina Palii s-a arătat convinsă că în cazul depunerii unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cazul ITV poate deveni un eșec al autorităților moldovenești. Încălcarea legii trebuie să fie constatată la nivel național, chiar dacă autoritățile judiciare naționale nu vor vedea încălcările clare din hotărârea emisă de Comisia pentru Situații Excepționale. Aceste încălcări nu pot fi ignorate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și postul nostru Orizont TV consideră că decizia CSE este ilegală, menționând că nu a admis încălcări care să ducă la sistarea licenței și a contestat-o în instanță. Avocatul canalului nostru, Natalia Bayram, a depus ieri cererea de chemare în judecată la judecătoria Râșcani. Considerăm dispoziția de ieri a CSE ca fiind una absolut abuzivă, ilegală, ce contravine Constituției, legilor naționale, prevederilor codului audiovizualului, dar și normele și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care în UE a fost adoptată o lege Media Act, ce reglementează și asigură garanții pentru presa liberă, pentru jurnaliști și le garantează dreptul la libera exprimare și la libertatea de opinie, a declarat Natalia Bayram după depunerea cererii de chemare în judecată.